Începem ziua de Budapesta, tata? Da, spune și mama, sortat cu tati, avem amândoi bluze cu literele de la numele noastre. Hai să vă arătăm aici. Ia uitați-vă. Da, Noel are cu N și Mariana are cu M. Și tocmai mi-am dat seama că literele noastre vin una după alta în alfabet. Și vorbim cu Georgiana că trebuie să mai facem încă 5 copii ca să o legăm și pe aia de noi. Lăsați. Adică avem nevoie de A, B, C, D, E, F, G, H, I, Heidi, Heidi, Ionuț, Gianu, Jean. Hai că ne-am distrat astăzi. Sunt ceapă ziua. Kappa. A, mișto. Kobe. E 12 ceasul, dar putem considera că o să avem o zi plină de Budapesta. Foarte mișto e când cu Noel e că am început să ne bucurăm de micul dejun. El ne trăiește foarte de dimineață, astăzi ne-a trăit la 6, am stat cu el până la... De fapt nu, la 5:30, ceva de genul, 5:30, ce? 5:30, 6:30 ora României și s-a culcat pe la un 9. În fine, ideea e că am stat și mâncat, e ok. Mă pierd în detalii. Zici că-s Bunescu. Salut, Bunescu. Ne dor de voi. Ha! Uite, acolo e camera noastră. Îmi dau seama pentru că eu am tras pe Ardeaua așa, să-mi fac poță mai devreme. Și-a luat mami biberon cu apă? Două. Ca să am, să fie, bogăție pe apă. Cine m-a tras pe dreapta? Și la fănainen. Ne bucurăm de ziua asta frumoasă. Am luat la pas așa, promenada asta, cum se numește, pe lângă Dunăre. Vedem unde ne duce drumul. O să încercăm să ajungem la New York Cafe, unde am mai fost în Budapesta, dar am fost doar noi doi. Acum e rândul să mergem noi trei. Cum beau eu apă, da? Ai scos cu tot asta? Pentru că asta, asta este pentru sticlele alea mai mici, probabil. Știi cum spui ce înseamnă chestia asta? Cu mine, când mă pun în scaun la restaurant, mănânc și după aia nu pot să mai ies din scaun. Pentru că am mâncat prea mult. Ne spunem dacă ești acum cu băutinia. Podul ăla de șmecherie este în construcție. Hai încolo. Nu mai știu dacă am filmat și ieri târgul lor de Crăciun, dar e cam slăbuț, cel puțin ăsta de aici, din piațeta asta. Sper să găsim unul mai mare. Georgiana, ce zice că vei? Vrei? Chiortoș. Deci, o roată, m-a interesat să-i fac o poză. Arată-le poza oamenilor, să vadă ce fotograf bun ai. Ce? Erau pe pozele mele. Pe normal, dar nu pe pozele mele. Ia uite ce poze i-am făcut. Deci, episodul Viena se repetă din nou, doamnelor și domnilor. Știți povestea pentru nunți cu metri, botezuri, apelați cu încredere, fotograf de fotograf. Vă pupă băiatul, v-am pupat pe obiectiv. Ne plimbăm așa pe bulevard, vrem să mergem să vedem un castel, să vedem dacă ajungem. Zic asta pentru că e la vreo 30-40 de minute distanță de mers pe jos, față de unde suntem noi acum. Dar e foarte frumos. Să nu dacă ne lasă șeful, care apropo s-a trezit. Și stă foarte botoșel. Nu i-a stat tata. Bună dimineața! S-a trezit dulceața? Noi acum am luat-o la pas, pe bulevardul pe care am mai mers acum 4 ani când am fost aici. E bulevardul cu ambasadele, care dă în parcul ăsta central aici. Nu știu cum se numește, o să vă spun imediat. Unde de data asta am înțeles că e și un castel, el era și data trecută, dar nu l-am observat noi. Acum sper să nu fie o confuzie, gen să nu fie castelul, să fie în altă parte. Dar știu sigur că aici e o terasă bună, unde am mâncat ceva data trecută. Vedeți ce muzeu frumos au oamenii ăștia aici? Cred că e muzeu de istorie, bănuiesc, având în vedere că prima expoziție de aici din capăt, din stânga, scrie că este The Discovery of the Pharaoh's Tomb. Dar e... Superb! Și piața asta aici, așa. Mi-aduc și aminte, zi tu. Ne-am dat seama că noi, de fapt, știam de castel, l-am admirat și data trecută, dar că, nu știu, n-am... Cred că am făcut să spaltele atunci, ne era foame. Da. Că de-aia și zis de teara sa aia. Da, Marian e foame, întotdeauna e foame. Și alta amintire pregnantă, eram cu Doruna după mine și era mamă, vreau să ridic Doruna aici, dar mi-a fost panică și n-am mai ridicat-o. În altă ordine de idei, am venit după mine cu Doruna, dar pur și simplu, nici la Viena și nici aici, n-am chef să o ridic. Am fost la vârsta în care, la care nu mai s-a de entuziasmat cum eram pe vreme. Mamă, ridic Doruna, mamă. Sunt și putoros să arate, m-am și putoroșit. Ce monumente au băieții ăștia. Foarte frumos. Cred că aceeași chestie am spus și data trecută când am fost aici. Deci, ăsta e castelul.
Și el ai patinoarul, ia uitați-vă. Te bagi, mami? Nu mă bag, că n-am mai patinat de când eram copil și na, plus că e și Noel. Dacă aveam la noi, există niște chestii speciale pentru căruț, le pui pe roți și poți să te dai cu el pe gheață. Pe bune? Nu știu dacă la modelul ăsta, dar sigur există și pentru modelul ăsta. Eu stata! Putem spune că patinai de dinainte să mergi. Uite, aia e terasa aia de care zic eu, am mâncat acolo bine. Mâncarea, fraților! Bă, acum m-am gândit că poate mai e o variantă. Noi am fost aici și am mâncat pe 1600, poate castelul din 1700. E? Ce glume am. Am și noi la castel, am făcut soției 342 de poze. Nu mi-a făcut 342, de ce minți? Spune cât ai făcut. 341, cel puțin. Ce, tati? Mami contestează pozele, nu? Le vom număra. 1, 2, 3, 4... Stai că nu mai știu. Te iubești de data, frumosule. 23. Bă, da, chiar arată foarte frumos. Și au și erățuște. Hai să facem încă 243 de poze să țin. Nenea de aici dă mâncare la rățuște. Nu știu dacă le dă ce trebuie, dar le dă. Ia uite-le, mă, s-au umplut de turiști aici la rățuște. Poate și-au și de la el un vin fiert. Omul are marketing, bro. Ca să vă dați seama cum stau băieții pe cultură, au muzeul agriculturii. Nota 10, stați jos. Noi n-avem așa ceva. Nici agricultorul mai are. Deci lângă palatul ăsta aici, așa pe marginea lui, niște pontoane cu niște băncuțe și stai frumos ca șopări la soare. Mi se pare genial. Deci are locul ăsta un vibe 10 din 10. Sau 5 din 5 cum dăm noi. Să știți. Da, și noi ne-am întors unde am fost acum 4 ani. Hai să mâncăm ceva. Guiaș, nu? Da. Și cum sunt ăsta? Știți că unelul tot de șmecherie aici? E pe unde au cățutele? Așa. Da, noi ne-am luat gulaș. Nu facem clip aici la pachete, ne luăm doar gulaș și Pepsi. Apropo, Pepsi. N-am găsit multe locații cu Pepsi pe unde am fost, așa că sunt foarte încântat. Ia uite acolo. Este supă. Deci este, nu e mâncare, este supă gulaș. Deci gulașul a fost ok. Ție cum ți-a părut? Ok. Ok, nu e senzațional, e un gulaș ok. Dar ce să zic e că pe două gulașuri, o limonadă și un Pepsi, cu tot cu bacșiș, pentru că la ei bacșișul este inclus pe notă, a fost 90 de lei. Adică super ok. Adică Budapesta chiar e super ok din punctul ăsta de vedere. Măi, dar ce unguroaică sexy vine, măi, ia uitați-vă la ea. Dar mi se pare cunoscută. E româncă, mă, 100%, mă, uitați-vă la ea, mă, strălucește, mă, ești nebun. A venit un om de zăpadă, eu. Exact. Ce plăcut e vibe ăsta cu soarele ăsta pe față, așa. E perfect. Fix ce aveam nevoie. O plimbare, corect, te facem gambele frumos. Mă bucur că am reușit să mâncăm ceva. Și ne-am mai încălzit un pic, că mă las un pic frigul adus. Acum Noeluțu a mâncat înainte să plecăm și trage un nănuc până la hotel, la fix. Ne ia de buni când ajunge la hotel. Ăștia au desenat de pe jos la niște maimuțici. Uite, tata, ne-au desenat pe noi. Stai că și măcar nu te bagă în seamă, că doarme. Domnilor și domnilor, aici am stat noi, în blocul ăsta, când am fost în Budapesta, acum 4 ani. Și ăla este magazinul de viniluri în care speram eu să-mi fac o poză. Păi hai acum să facem poză, vei? Nu cred că acum suntem cu domnul Noel. Da, ce tare. Dar fix în clădirea, am avut un apartament închiriat. Acum mergem la New York Cafe. Asta ca să mergem în locurile unde am mers în 2, numai că acum mergem în 3. Pam, 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 New York Cafe. Cine s-a trezit, tati, fix când am ajuns? Ami? Da. Tarage acest cadru cu noi. Ia uitați aici ce băieți. Ce băieț! Vai de mine, ce bogăție! Ne scuzați, avem treabă, trebuie să comandăm niște lăptic. Ciocolata caldă. 10 euro o ciocolată caldă. Cam pe aici prețul. Uite, desert, 21 de euro. Uite, eu pot să-mi iau atunci. New York Cake Selection și au fost 3 dulciuri. Mi-aduc aminte. Ia uite, 19 euro paste, bargaraș 18 euro, un șnițel corect la 25. Ne-am luat așa, ciocolată caldă, aia 24K gold chocolate,
mi-am luat evident șomloi. Georgiana și-a luat aici plăcintă cu mere, nu? Da, plăcintă cu mere, cu mus de vanilie și frișcă. Așa, tata. Fiți atenți cum arată sticla asta. Superb. Ce capac are. Fin planet, scrie. Arată super șmecher sticla. Wow. Poți să pui bulion în ea. Scrie, dar pentru că e ca o iapă de New York cu cafe, something. Nice. Mamă, ce pune ciocolata asta. Dar nu știu cum să beau din ea fără să mă fac toată numai ciocolată caldă. Ce cum să uită la tine și mi-orlăitie? Vrei și tu, mama? E greu, iese al doilea dințișor și primul dințișor e din ce în ce mai mare. Da, e din ce în ce mai vizibil. Da, tata. Da. Da. Cred că mă mut aici. Mama, tu știi cum e? Îți dau știi să guști. Nu se uită Noel, tata. Plăcinta cu mere, cu mus de vanilie. Plăcinta de mere cu mus de vanilie. Te doare capul. Aveam eu o vorbă pe web-uri. Îți bați copiii. Acum nu mai merge. Alo, protecția copilului. Ha, Dumnezeu, ne-mi șomloi ăsta, pe ce facem noi aici? Este un șomloi cu mai multă frișcă. Da, da. Multă frișcă. De 20 bani. Am tăiat și un cadru cu locul ăsta, să vedeți cât de frumos e, în caz că nu ați văzut vlogul de acum 4 ani. Ia uitați. E o orchestră aici, aici frumos, ei fac toată magia asta. Adică nu e în boxe. Și nu e nici amplificată, e pur și simplu e acustica acestei încăperi. Imensă, care face, care dă vibe-ul ăsta. E senzațional. E chiar un loc de mers. Ah, pardon, nu e o orchestră, a fost până acum o orchestră, acum este doar un pianist aici. Dar până acum 10-20 de minute a fost tâmpă orchestră, era vioare, erau toate cele. Îi cunosc, vioare, țambal, doi tovarăși de mine din copilărie. Deci am ieșit rapidman din, din cafenea pentru că a explodat Noel, a făcut. Mamă, deci la un moment dat nu te-ai mai înțeles cu... acustică locația bă, bă, aia. Exact, chiar am zis mai devreme că locația era super acustică. E, e, vedeți cum se auzeau băieții cu simfonia, cu orchestra? Așa s-a auzit Noel, gen... Cred că și tanti din fundul fundului, din colțul colțului au auzit... Copil! Da, deci am plătit. Mi-a venit notificarea pe Revolut, fiți atenți cât am dat. Bă, când m-am uitat am zis, ce? Deci pe... Două prăjituri, două ciocolate calde, o sticlă de apă plată. Nu vreau să știu. Mi-e frică. 319 lei. Bă, băiatule. Deci când a venit notificarea, am zis: "Bă, bine că am mai avut bani pe card." 319 lei. Dar știam, mă, că e scump. Da? Ăștia nu se joacă. Și ce dracu a mai venit aici dacă știam? Glumesc, noi, chiar frumos, chiar frumos. E o ambianță, e, a? Ba, ba, dar nu ai venit, gata, tati, te-am dus. Distingi consumatori de vloguri. Asta a fost vlogul. Noeluțu doarme. Asta a fost Budapesta. Mâine plecăm spre Timișoara. Timișoara. Rămâneți alături de noi. Mariciu, Georgian Ionescu și desigur Noel Ionescu. Crăciun fericit. Pa. Nu cred că v-am arătat cum se vede noaptea de la noi de aici. E cam wow. E cam wow. Castelul Buda și Noel.